Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel însetat să vină la mine și să bea, căci așa zice Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, astăzi este ultimul popas al mântuirii noastre, căci Fiul lui Dumnezeu s-a suit la cer și ne-a trimis Duhul Sfânt. S-au întrebat Sfinții Părinți, de ce oare abia la 10 zile ne-a trimis Mântuitorul suit la cer pe Duhul Sfânt? Și iată, rugându-se, au dobândit tălmăcirea. Sunt 9 cețe de sfinți, de sfinți îngeri. Fiecare din cetele de sfinți îngeri erau nedumerite. Așa cum la căderea lui Lucifer au fost nedumeriți îngerii, așa și la suire la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. Fiind 9 cete, a stat cu fiecare ceată câte o zi și le-a tălmăcit mântuirea noastră și le-a spus Mântuitorul îngerilor că de acum înainte a răscumpărat neamul omenesc și ei vor fi slujitorii neamului omenesc. Și după ce a zăbovit cu fiecare ceată câte o zi, în a 10-a zi a zăbovit înaintea Tatălui și a zis: Părinte, am făcut voia Ta, m-am pogorât la cei pe care i-ai iubit, la cei la care m-ai trimis. Și iată, am răscumpărat pe toți care vor să vină la Tine, Părinte. Dar răscumpărarea are nevoie de lumină și de putere și de darul pe care l-ai luat de la ei, Dumnezeule. Căci ce dar a luat de la noi Dumnezeu? Darul Duhului a fost luat de la noi. Fără darul Duhului Sfânt, noi nu avem nicio valoare, pentru că trupurile s-au pus în pământ și sufletele s-au coborât la iad. Și de aceea, iată, venind și rugându-se Tatălui acum, și ca Dumnezeu și ca om, cu firea noastră omenească, Tatăl i-a primit rugăciunea și a zis pentru rugăciunile tale: iată, cobor Duhul meu peste tine și din tine va coborâ Duhul Sfânt, darurile sale pe pământ. Și așa s-a produs pogorârea Duhului Sfânt prin umanitatea luată din Fecioara Maria și acum rănită de piroane și de sulițe. Prin această umanitate a revărsat Tatăl cel Ceresc Duhul Sfânt, cel ce fusese luat de la strămoșii noștri. Iar Duhul Sfânt, primind din omenirea lui Iisus Hristos darul, a coborât pe pământ la apostoli care se aflau de 10 zile în rugăciune și erau în așteptare. Și au venit ca niște limbi de foc și așezut pe fiecare dintre ei. Și venirea Duhului Sfânt s-a făcut ca o adiere de vânt ce vine repede, și umplându-se toți de Duhul Sfânt, ei care ședeau în casă de frica iudeilor, și la ceasul al treilea, adică la ora 9 dimineața s-a produs aceasta, au ieșit apostolii afară din casă. Erau plini nu numai de Duhul Sfânt, ci și de credință, și au adus aminte toate cele vorbite de Mântuitorul. Pentru că Duhul Sfânt a înnoit inimile și sufletele apostolilor, a înnoit Evanghelia, a sporit puterile sufletelor lor
Le-a luminat mintea, le-a întărit voința, le-a curățit simțirea. I-a umplut de entuziasm și de bucurie și nu puteau să se bucure singuri. Au ieșit și au început să vorbească mulțimilor. Cu adevărat, în Ierusalim erau mulțimi multe, pentru că era și sărbătoarea cincizecimii iudeilor. Iudeii aveau Paștile și cincizecimea, n-aveau înălțarea. Dar cincizecimea ținea cel puțin 3 zile, dar cam 7 zile țineau ei sărbătoarea. Și fusese cincizecimea cu 2 zile în urmă. Iată, atunci când au sărbat iudeii Paștele și erau adunați în Ierusalim mulțime de oameni din toate neamurile de sub cer, deși erau iudei, unii din Roma, unii din Creta, de asemenea din părțile Ciliciei, din părțile Mesopotamiei, de pretutindeni din lume, erau prozeliți, adică ucenici făcuți iudei, dar nu știau limba iudaică, limba aramaică ce se vorbea atunci. Și-au ieșit apostolii din casă și-au început să vorbească și să vestească Evanghelia pe care le-a înnoit-o Duhul Sfânt în sufletele lor. Și toți îi auzeau pe apostoli în limba lor în care s-au născut. Și-au început să se mire toți și să se întrebe, nu sunt aceștia care ne vorbesc nouă toți galileieni? Cum auzim noi limba noastră în care ne-am născut? Au auzit și farisei aceste cuvinte, ce spuneau cei străini, și s-au umplut de mânie și de ură și au început să le spune celor ce se mirau, ce vă mirați că aceștia bolborosesc în limbă? Ei sunt plini de must, de aceea vi se pare vouă că vorbesc în alte limbi. Dar Petru, auzind, a început să vorbească mulțimilor. Bărbați, frați și cei ce de departe ați venit, ascultați-mă. Robii voștri nu sunt plini de must, căci este al treilea ceas din zi. Cine bea la ora aceasta? Ci aceasta este ceea ce s-a împlinit prin prorocul Ioel, care zice: în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa. Încă și peste slugile mele și peste slujnicele mele voi turna în acele zile din Duhul meu. Și apoi Petru a început să le tălmăcească tuturor cele ce s-au petrecut de când prorocii au vestit și a arătat că Iisus Hristos este împlinirea prorocirilor, că El s-a născut, cum a spus Isaia prorocul, s-a născut în Betleem, cum a spus Mihaia prorocul, s-a numit Nazarenean, cum a spus Zaharia prorocul. Și iată, a început să tălmăcească Petru toate și a arătat că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut Fiul al omului. Și El, cu adevărat, venind pe pământ, n-a venit în haine moi, ci a venit în este și s-a înfășat cu paie. Și a trăit lucrând, n-a trăit ca un prinț. Dar când a vrut să se arate lui Israel, Dumnezeu era cu El și Duhul Sfânt a venit asupra Lui și a cutreierat toată Țara Sfântă și a zis: voi sunteți martori la câte minuni s-au făcut prin El. Dar cea mai mare minune este că a înviat din morți și s-a suit la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și după făgăduința dată ne-a trimis pe Duhul Sfânt, cel închinat și atotputernic. Și noi de la Duhul Sfânt vă descoperim ceea ce vă vorbim. Și au fost pătrunși la inimă și la urechi
mulțimea de oameni care era acolo și au întrebat: ce să facem noi acum? Că vrem și noi să ne facem părtași la darurile pe care Iisus Hristos vi le-a dat vouă. Noi ce avem de făcut? Și Petru le-a spus: pocăiți-vă, adică schimbați-vă viața, și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos și veți primi și voi darul Duhului Sfânt. Și ascultând pe Petru, ca la 3.000 de oameni s-au botezat și astfel s-a întemeiat biserica. Este ziua de naștere a bisericii astăzi, căci biserica s-a întemeiat pe crucea și învierea lui Hristos. Pe cruce, căci prin cruce a răscumpărat păcatele noastre, prin înviere a biruit moartea. Și biruind păcatul și moartea, crucea și învierea au pus temelia bisericii. Și astăzi Duhul Sfânt a însuflețit biserica și a luat ființă biserica prin apostoli și prin cei 3.000 de oameni care s-au botezat chiar în ziua cinzecime, și a doua zi s-au botezat alte 2.000 de oameni. Iată 5.000 de oameni numai în 2 zile, la cuvântarea celui simplu dintre apostoli, Petru, care nici nu știa carte, era pescar, dar Duhul Sfânt l-a întărit să înțeleagă și să-și aducă aminte toate câte vorbise Iisus Hristos. Așa cum spune Scriptura, unde voiește Dumnezeu, se biruiește rânduiala în firii. Prorocul Ioel spusese că va turna Dumnezeu din Duhul Său peste fii și fiice, apoi peste slugi și slujnice. Cine sunt fiii și fiicele, cine sunt slugile și slujnicele? Fiii și fiicele sunt fiii lui Israel, pentru că ei se închinau adevăratului Dumnezeu. Dar numai aceia care au venit la Hristos, slugile și slujnicele, sunt fie cei păgâni. Sunt păgânii care vin la credință, că deși au slujit ca niște slugi idolilor, acum devin și ei fii ai lui Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt. Cu adevărat, darul Duhului Sfânt ce rol are? Are rolul de a ne înnoi pe noi. De ce la această sărbătoare aducem frunze de nuc? Pentru că frunzele de nuc, în bătaia vântului, ne aduc aminte de vuietul ca de suflare de vânt ce s-a făcut la pogorârea Duhului Sfânt. Dar noi nu trebuie doar să ne aducem aminte. Noi sfințim aceste frunze și le luăm în mână și le ducem acasă. De ce? Pentru că Duhul Sfânt are menirea nu doar atunci să se pogoare, nu numai peste apostoli să se pogoare, ci să se pogoare și peste noi și să luăm și noi arvuna Duhului Sfânt. Căci arvuna Duhului Sfânt trebuie să o ducem în casele noastre, mai întâi în casa sufletelor noastre. De aceea purtăm aceste frunze ca mărturisitori ai harului lui Dumnezeu, ai credinței în Dumnezeu. Iată, noi astăzi am rostit o rugăciune pe care n-am rostit-o 50 de zile. De la învierea Domnului și până aseară, când s-a cântat prima dată la vecernie, rugăciunea Împărate Ceresc. De ce numim pe Sfântul Duh Împărat Ceresc? Că e închinată Sfântului Duh. Pentru că Sfântul Duh este împărat împreună cu Tatăl și cu Fiul. Dar cine pogoară la noi ca să ne sfințească? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne sfințește pe noi și pentru că El coboară din cer, îl numim Împărat Ceresc. Pentru că noi primim arvuna darului Duhului Sfânt ca să împărățească în noi.
să biruiască gândurile noastre înguste și pătimașe, să biruiască poftele noastre sărace și care sunt aducătoare de plăceri, care se sfârșesc și sunt nesățioase, să biruiască deșertăciunea vieții noastre. De aceea îl chemăm pe Duhul Sfânt să vină să se sălășluiască întru noi. Și la orice rugăciune, de aceea începem orice rugăciune, orice molitvă, o începem cu rugăciunea Împărate Ceresc. Și orice slujbă, în afară de cele 50 de zile, ca să fie o așteptare a Duhului Sfânt, noi începem rugăciunile cu Duhul Sfânt, Împărate Ceresc, pentru că atunci când ne rugăm Duhului Sfânt să vină să se sălășluiască întru noi, noi, de fapt, punem temelie rugăciunii. Fără Duhul Sfânt n-avem rugăciune reală. Și ne spune Sfântul Pavel că noi suntem cuprinși de păcate mereu. Cum să ne rugăm noi cei păcătoși? Cum să-L apropiem pe Dumnezeu cel Sfânt? Numai prin mila lui Dumnezeu revărsată în darul Duhului Sfânt ca astăzi. Și când ne închinăm Duhului Sfânt, El vine și ne înconjoară. Și vine și intră în lăuntrul nostru. Și când noi rostim cuvintele, și El se roagă împreună cu noi. Se roagă pentru că noi nu suntem vrednici și se roagă harul Duhului Sfânt în noi și îl apropie pe Tatăl și îl apropie pe Fiul. Și cu adevărat suntem înaintea Sfintei Trăimi când ne rugăm prin darul Duhului Sfânt. De aceea puneți la inimă această sărbătoare. Această sărbătoare noi o ținem astăzi în mod deosebit. Și am ascultat cele 7 rugăciuni și pentru vii și pentru adormiți. Pentru că Duhul Sfânt trebuie să ne cuprindă pe toți. Că nu este om viu fără să fie îmbrăcat în Duhul Sfânt. Omul dezbrăcat de Duhul Sfânt este mort, adică despărțit de bine, de Dumnezeu, de lumină, de adevăr. De aceea ne-am rugat și pentru cei vii și pentru cei adormiți. Și ieri am avut pomenirea celor adormiți, pentru că Duhul Sfânt coboară și la iad să lumineze celor din întuneric, să lumineze celor ce au crezut, celor ce s-au pregătit, dar nu îndeajuns pentru viața cea veșnică. De aceea Biserica ne cuprinde pe noi împreună cu Dumnezeu și aceasta e Biserica ce se întemeiază în ziua cinzecime, cuprinde pe oamenii de pe pământ care se roagă, cuprinde pe Dumnezeu din cer, care în rugăciunea pe care o facem ne trimite pe Duhul Sfânt și în harul Duhului Sfânt avem prezența Sfintei Treimi. Avem de asemenea în comuniune pe noi, pe îngerii care se roagă în cer, pe sfinții ale căror suflete s-au suit la cer și sigur avem și în iad pe cei care se chinuiesc, dar nădăjduiesc în ridicarea lor din iad și pentru care noi facem pomeniri. Biserica se întinde și până la iad, nu-i cuprinde pe demoni, ci Biserica biruiește porțile iadului, îi biruiește pe demoni care îi țin legați pe ai noștri semeni, dar biruiește numai în adevăr, numai cei ce au crezut, au nădăjduit și au făcut și ei fapte bune, dar nu îndeajuns, aceia mai nădăjduiesc și noi le facem liturghii și pomeniri ca să-și scoatem din iad. Și prin dragoste îi putem scoate din iad, că mai există în ei o rază de lumină a credinței lor, că ei au crezut în Dumnezeu și acea rază de lumină îi face să nădăjduiască în iad, că vor ieși din iad și noi îi putem scoate din iad prin rugăciunile și jertfele noastre pe care le aducem în numele lor.
Iubiți credincioși, rămâneți cu această învățătură frumoasă și sfântă. Rămâneți cu această bucurie a înnoirii pe care o aduce Duhul Sfânt. Rămâneți cu această dragoste, că ne spune Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu a revărsat dragostea sa trimițând Duhul Sfânt în inimile noastre. Iată ce este pogorârea Duhului Sfânt. Este semnul, puterea și bucuria dragostei lui Dumnezeu ce se sălășluiește într-un noi. Să rămânem în această bucurie și să ne rugăm neîncetat rostind această rugăciune. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindenești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește sufletele noastre. Amin. Să vă ajute Dumnezeu să rămâneți pecetuiți de darul Duhului Sfânt neîncetat și această pecete să ne ajute să ajungem la Dumnezeu înaintea tronului slavei sale. Amin.